consumul de artă sau consumarea artei în perioada epocii de aur era mai profundă decât este acum. Ca atare, cei care astăzi se uită înapoi văd în epoca de aur construcții mărețe din punct de vedere arhitectural și la nivel de țară, drumuri, baraje, etc. Iar la nivel de cultură, da, văd interesul pentru obiectele unei clase care era extrem de ruptă de altfel de popor. Realismul socialist a existat. A existat în România, a existat în Ungaria, a existat în Ceoslovacia, a existat în filmele lui Jiří Mencel, a existat în tot ceea ce am făcut. Dar soțrealul a avut din nou o serie de lucruri superbe. Baba, Resu, țăranii lui Resu, muncitorii lui Resu, da? Fac parte din soțreal, Gheață. Au lăsat în urmă lucrări care reflectă, din punct de vedere artistic, perfect acea epocă. Ca atare, nu cred că împreună cu apa de baie murdară deja trebuie să aruncăm și copilul când evaluăm epoca de aur. Epoca de aur a dat muzicieni buni, a dat șefi de orchestră foarte buni, au dat programe muzicale și programe artistice de foarte, foarte bună calitate. A dat dirijori foarte mari, a dat pictori foarte mari. Sunt oameni puțini, sunt oameni care au ajuns în vârful piramidei și poporul vrea să se identifice, vrea să aibă o bucată de. Aș vrea să văd blana cu care s-a îmbrăcat Elena Ceaușescu, aș vrea să văd mașina cu care a umblat doamna, aș vrea să am o sticlă de vin de la Ceaușescu din pivniță. Sunt lucruri rare și, încă o dată, reprezintă obiectele, obiceiurile unei clase la vârful piramidei, din care sunt foarte puțini. În 90, când s-a intrat în casa lui Ceaușescu, oamenii erau tentați să ia ceva. Nu pentru că aveau valoare, nu pentru că vreau să-l vândă sau așa mai departe, da? Dar pentru că era o raritate, era o parte a unui sistem, parte a unei epoci, parte a amintirea dureroasă, veselă, cinică a unei epoci pe care am trăit o bună parte dintre noi, cu părinți, mai puțin cu copii. Suntem mult mai mulți care am fost în zona respectivă decât cei care s-au născut după 90. Astăzi, cei care privesc înapoi epoca de aur, soțrealul, nu cred că o privesc cu încrâncenarea cu care am făcut-o în 90-91, când ne clamam libertatea și anii pierduți. N-au fost ani pierduți. În anii respectivi am învățat foarte mult, am citit secolul 20. Cred că epoca de aur a ajuns la momentul evaluării, unde mult mai multă lume vede partea pozitivă a epocii de aur, fără nostalgie și fără regrete.